La cina cea de Paște, în camera de sus, înconjurat de apostoli, s-a așezat Iisus. Se revărsa din sfeșnic o galbenă lumină pe azimile calde, pe mielul fără vină. Era plăcut prilejul și toate pregătite. Dar vai, uitase gazda o slugă a trimite, un rob sau o copilă. Ca după vremii lege, curaua de pe gleznă cu grijă s-o dezlege să le aline talpa de colbul de pe drum. Și acum, cei 12, sfielnic oarecum, se întreba un cuget. Cum vor ședa la rugă? Și cine o să-și pună ștergarul cel de slugă? O, iată-i cum se încruntă, privind cu tulburare când vasele cu apă, când praful pe picioare. Și Duhul îi întreabă, în fiecare zboară, nu vrei să-ți pui tu, Petre, ștergarul astăseară? Chiar eu, nu se cade, eu doar sunt mai bătrân. Dar tu, tu cel mai tânăr, eu stau lângă stăpân. Dar tu, întreabă Duhul acum pe Andrei, chiar eu sunt cel din urmă la Domnul între ei. Dar tu ce ții doar punga, eu am făcut de ajuns, am cumpărat merinde și mielul am străpuns. Tu, Toma, nu vrei oare să fii tu cel ce spală? Sunt trist. Se luptă în mine umbră de îndoială. Dar tu, Matei? Tu, Filip? Dar tu, Tadeu? Dar tu? Și în fiecare cuget răspunsul a fost: nu. Atunci, lăsându-și brâul și haina într-un ungher, s-a ridicat stăpânul cel coborât din cer și-a înfășurat ștergarul. S-a plecat ușor să-și spele ucenicii ca rob al tuturor. De atunci, pe apa vremii, atâția ani s-au dus. Și acum, a câta oară, se pleacă iar Iisus să întrebe, tot în Duhul, pe cei ce-l înconjoară. Nu vrei să-ți pui tu, Gheorghe, ștergarul astăseară? Tu, soră Mărioară? Tu, Radu? Tu, Mihai? Frumos va fi odată acolo sus în rai, dar azi sunt mii de amaruri. Necazul greu se curma. Nu vrei în lumea asta să fii tu cel din urmă? E bun un vas de cinste, dar trebuie și un ciob. Nu vrei să fii tu, frate, al fraților tăi rob? Sunt răni neîngrijite. Sunt mucuri ce se sting, batiste în care lacrimi în taină se preling. Sunt văduve bolnave, bătrâni fără putere. Sunt oameni singuratici, lipsiți de o mângâiere. Sunt prunci rămași acasă, cu mamă în spital, bolnavi care așteaptă un salvator semnal. Se cere o steneală și jertfă uneori și nopți de priveghere și iarăși muncă în zori. Nu mânuind cuvântul când harul nu ți-e dat, cât mătura și acul și rufa de spălat, cât cratița, toporul și roata la fântână, ciocanul în tabla casei și în gard la vreo bătrână. Să stai de veche noaptea la câte un căpătâi, să întorci cu greu bolnavul, să rabzi,
și să mângâi. Să-l scoți apoi la soare și să-i aline amarul. Nu vrei cu mine, frate, să-ți înfășori ștergarul? Chiar eu... Nu se cade, eu doar sunt mai bătrân. Chiar eu sunt prea tânăr, eu stau lângă stăpân. Chiar eu nu am vreme, eu am făcut de ajuns. Chiar eu. Se aude același trist răspuns. Atunci, lăsând să-i cadă cununa lui și haina, iubirii fără margini, trăindu-i iarăși taina, încet, a câta oară, se pleacă iar Iisus și plin de atâtea gânduri, ștergarul iar și-a pus. Și așa cum o mlădiță se pleacă lângă trunchi, stăpânul omenirii se așează în genunchi. La jugul fără slavă, Iisus iar se înjugă. El, împăratul vieții, e iarăși rob și slugă. Veniți, leproși ai lumii, murdari de-ai țărână. Iisus vă spală iarăși cu propria sa mână. Veniți, voi ce-am păcate, nădejdea vi se frânge. Iisus vă spală iarăși cu propriul său sânge. Voi, frați, goniți mândria, visările și somnul. Luați cu drag ștergarul alături de Domnul și nu uitați, pe cale orice lucrare e bună. Dar cine ia ștergarul, acela ia cununa.